Și a fost întotdeauna un subiect fierbinte, acest subiect al miei de hectare, care a fost dat în administrarea Consiliului Local Municipal Galați. Eu vă readuc aminte că nu doar PSD-ul a fost la putere. Anul trecut a fost un guvern tehnocrat, susținut de PNL. De ce n-au făcut atunci demersurile? Că aveau toate argumentele. De ce n-au făcut pe momentul guvernările lor? Că au fost și guvernări PNL. Guverne PNL. De ce n-au făcut în momentul în care n-a fost guvernarea USL? Că erau la brațet cu PSD-ul. Și aveau toate argumentele, nu, stați un pic, și aveau toate argumentele să rezolve această problemă, ca acest teren să treacă din proprietatea privată a municipiului Galați în proprietatea publică a județului Brăila. De ce n-au făcut? S-au trezit acum? Ok, noi o să facem toate demersurile, eu sunt unul dintre susținători, voi lupta ca această problemă să o rezolvăm și sperăm că o vom rezolva favorabil județului Brăila. Un argument pentru a se rezolva favorabil este și ancheta DNA care este în derulare la Galați. Nu mă interesează anchetele DNA. Dar da. Poate fi un argument? Nu mă interesează. Pe mine mă interesează strict de proiectele noastre. Dacă putem rezolva o problemă din trecut, sunt susținătorul ei și încercăm să o rezolvăm cât mai repede. Sperăm să aibă un final fericit pentru toată lumea. Și să fim... Și ar fi și un act de reparație? N-aș vrea să arăt că v-am luat vouă Galațiului înapoi ce era al nostru, ci trebuie să intrăm într-o normalitate. Și un act de reparație pentru ce a făcut guvernul Năstase. Încă un punct de vedere al meu personal. Acel teren, până la urmă, este al statului român. El trebuie să fie un teren cu destinație foarte clară pentru dezvoltarea acestei aglomerări urbane Brăila-Galați. Că se va întâmpla pe termen mediu sau lung, el așa trebuie să rămână, conform unui proiect, acestui studiu, poate va fi îmbunătățit. Eu vă spun că acel teren poate fi predictibil și pentru construirea unui spital regional. De ce nu? Că va deservi cele două orașe și va fi benefic și gălățenilor, dar și brăilenilor.